Și eu intenționam să vin cu ideea de profit. Acum întreb, domnișoara director, domnul Balaș, poate ne-a ajutat dumneavoastră, nu este posibil ca, deși o entitate non-profit, dacă ar câștiga, să poată să facă o situație din care să rezulte care sunt costurile pentru obținerea anumitor venituri? Nu este posibil, pentru că, pe de altă parte, un ONG, în măsura în care face activități de natură comercială, este și intră ca plătitor de taxă. E corect? Păi da, altfel dacă vin stricouri, n-ai cum să nu faci activitate economică. Și atunci aș merge și eu pe profit. Adică în momentul în care vinde, are o contabilitate care implică plata de TVA, implică costuri, implică toate celelalte taxe. Domnul Balaș. Nu știu că o trebuie.